Cea mai nouă stație de transformare din România, o investiție în valoare de peste 23,5 milioane de lei, a fost inaugurată în partea de nord a Timișoarei și va crește capacitatea rețelei de distribuție și a nivelului de siguranță. Va deservi peste 5.000 de clienți din mai multe localități aflate în zona limitrofă a orașului de pe Bega. Este foarte important ca tot ceea ce înseamnă rețelele de utilități să țină pasul cu această dezvoltare urbanistică care, da, în zona de nord a Timișoarei și în Dumbrăvița, au explodat. Cred că această stație care va deservi nu doar Dumbrăvița, dar și zona din partea de nord a Timișoarei, Giarmata, Giarmata Vii, Ghiroda și partea de nord a Timișoarei, va aduce o energie la o calitate superioară pe care o dorim și ne-o dorim fiecare dintre noi. În funcție de ritmul de dezvoltare din zonă, noua stație permite creșterea capacității până la 80 de megavolți amper. Beneficiarii sunt atât consumatorii casnici, cât și cei industriali. Urmează și alte astfel de investiții. Un proiect de investiții cu valoare totală de circa 50 de milioane de lei, echivalentul a 10 milioane de euro, incluzând stația de transformare și rețeaua de medie tensiune aferentă. Rețeaua energetică este un sistem în continuă perfecționare. Particularitatea sistemului energetic acesta se schimbă și se modernizează chiar în timpul funcțiunii. Investiția vine să contribuie la dezvoltarea întregii zone pentru a deveni cât mai atractivă. Trebuie să găsim acele oportunități care să facă din zona noastră o zonă atractivă, cât mai atractivă, pentru ca cât mai mulți cetățeni să se stabilească aici. Acesta este scopul nostru. Avem un deficit de forță de muncă în județul nostru și una din țintele și direcțiile pe care noi dorim să le promovăm în perioada următoare este de a atrage creiere în zona aceasta a Timișoarei, în zona de vest a țării. Pentru a asigura un nivel ridicat de eficiență energetică a stației, clădirea a fost izolată termic. Iluminatul este asigurat prin corpuri LED și vor fi instalate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie.